Sărbătoarea Bobotezei a fost așteptată cu mare bucurie și de românii ortodoxi din Ungaria. În zilele premergătoare praznicului, preoții din parohiile Episcopiei Ortodoxe Române a Ungariei, însoțiți de copii îmbrăcați în cămăși albe și clopoței în mâini, au mers pe la casele oamenilor pentru a le sfinți gospodăriile. Astăzi, în ziua praznicului, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și Sfințirea cea Mare a Apei în Catedrala Episcopală din Gyula. În ajunul Bobotezei, Preasfințitul Părinte Siluan, episcopul ortodox român din Ungaria, a săvârșit liturghia Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia și Sfințirea cea Mare a Apei în paraclisul episcopal, după care a sfințit întreaga reședință eparhială. Astăzi, în ziua praznicului, ierarhul a slujit la Catedrala Episcopală din Gyula. Astăzi, firea apelor se sfințește, astăzi cerul și pământul își dau mâna împreună într-o binecuvântare a Bunului Dumnezeu și ne împărtășesc această binecuvântare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos sub chipul aghesmei mari peste noi toți, atât peste trupurile și sufletele noastre, cât și peste casele noastre și peste toate lucrările pe care le avem fiecare dintre noi. În zilele premergătoare acestui mare praznic și preoții noștri în Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria au mers cu Iordanul sau cu Boboteaza pe la casele oamenilor, însoțiți de copiii din aceste parohii. În această perioadă, preoții din tot cuprinsul eparhiei merg să binecuvinteze casele credincioșilor români cu aghiasmă mare.